Parlamentul Republicii Moldova. Domnule deputat, bună ziua! Sursa cea mai importantă este timpul, fapt pentru care țin să vă mulțumesc că ați găsit timp și ați dat curs invitației mele. Sunt Ruxanda Kovalski, eleva clasei a 12-a la Liceul Teoretic Gheorghe Asachi din Chișinău și pentru că prețuim timpul indiferent de vreme, zic să dăm startul curiozităților mele în cadrul acestui podcast Generația Z întreabă. Fiecare are vremea lui în suflet, calmul, furtuna, vânturile schimbării. Fiecare are propriile latitudini în suflet, elevații de emoții, vârfuri de sentimente. De obicei, care este starea de spirit a lui Radu Marian? Da, bună ziua, mulțumesc pentru oportunitate. Prima întrebare așa foarte interesantă. Bine, sigur că starea unui om se schimbă în funcție de cum decur lucruri, dar în general eu sunt un om calm, în mare parte, și optimist. Da. Chiar și acum, în situația în care ne aflăm, o stare de calm și de optimism, tot va fi bine. Devii ceea ce gândești, ce simți, atragi, ce îți imaginezi, creezi. În copilărie, adolescență, v-ați gândit că ați putea deveni un potențial deputat și care sunt aspirațiile dumneavoastră? Uh-huh. Fiecare copil adolescență are visurile sale. Clar că eu întotdeauna eram interesat de ce sunt în jurul meu. De când eram adolescent, mă întrebam de ce, de exemplu, noi trăim mai rău ca oamenii din Europa, pentru că am avut oportunitatea să călătoresc fiind într-un cor și mergeam la evenimente, festivaluri și vedeam cum se trăiește în Europa și îmi puneam întrebarea asta, de ce noi trăim mai rău? Desigur, mă gândeam mai degrabă, știți, cum fotbalul sau, la un moment dat, vreau să devin chiar și cântăreț, pentru că mă ocupam cu muzica. Dar interesul pentru politic, cumva, el era, nu era neapărat o viziune cu ce o să devin politician, dar mă gândeam la țară, poate pe termen lung, poate foarte târziu o să mă apuc și de asta, dar nu. Și apoi poate mai târziu când am intrat la colegiu și la universitate, deja eram pe gândul să fac economie, afacere, dar contextul așa a fost că s-a evit oportunitatea asta și da, am ajuns în Parlament, dar niciodată nu a fost asta un scop în sine. Drumul spre fericire presupune trei secrete. Uh-huh. Hotărâre, efort și timp. Dumneavoastră, de ce ați avut mai mare nevoie pentru a atinge culmea fericirii? Culmea fericirii, oi. Și dacă ați atins-o? Fericire e foarte relativă pentru mulți. Pentru cineva a fi fericit înseamnă câștiga medalia de aur la Jocurile Olimpice, pentru cineva a fi fericit înseamnă avea copii, o familie, pentru cineva a fi fericit înseamnă pur și simplu să ai ce mânca pe masă, da? Pentru că în lumea asta sunt 8 miliarde de oameni și fiecare are grijile și visurile sale. Nu știu dacă e corect să spui că trebuie să căutăm întotdeauna cu lumea fericirii, tot este relativ, da? Eu mă simt desigur foarte norocos în comparație, de exemplu, cu, vă dați seama, cu oamenii din Ucraina care acum trăiesc prin război sau cu cei din, mă rog, alte regiuni ale lumii care suferă de conflicte, de foame. Deci eu mă sunt, mă rog, mulțumit și umil față de ceea ce am. Sigur, întotdeauna încercăm să facem mai mult, să obținem mai mult. Dar și pentru a avea satisfacție în viață, sigur, e nevoie de toate elemente, și de efort, și de determinare. Și de timp, desigur, da. În calea vieții nu întâlnim oamenii pe care îi vrem, ci oamenii care ne ajută să ne înțelegem, să ne iubim, să ne ajutăm, să, nu știu, să ne învățăm, să ne transformăm în cea mai bună variantă a noastră. Mm-hmm. În frumoasa dumneavoastră devenire, cine și-a pus cel mai profund amprentă? Iarăși, caracterul unui om este determinat de atât de multe variabile. Desigur, în primul rând, cum crește. Da, desigur, părinții au avut un rol important. Cumva, de mici copii ne-au învățat că trebuie să respectăm oamenii, indiferent de unde vin, de statusul social sau de etnie. Și cred că toleranța asta și calmul a venit anume de la părinți. Cumva,
iarăși de la școală, din faptul că am călătorit mult, m-am învățat din nou să fiu foarte progresiv în ceea ce fac și să văd cum se fac lucrurile în afara țării și să încerc și aici să fac mai bine pentru comunitate. Sigur, tot depinde tot și de prieteni și de părinți și de școală și de experiențele proprii. Cu siguranță că atunci când suntem înconjurați de oameni potriviți, de dragoste, totul este posibil. În opinia dumneavoastră, este o greșeală să permiți unora să stea în viața ta mai mult decât merită? Să stea în viața. Dumneavoastră mai mult decât merită. Da, într-adevăr, fiecare om trebuie să-și evalueze relațiile atunci când e într-o relație toxică cu cineva sau nu are. Și nu mă refer de beneficii, dar nu are un sentiment de psihologic pozitiv, clar că nici nu are sens să mențină relația aia. Viața, oricum, până la urmă, este scurtă și evaluarea asta de relație și conexiune cu oamenii trebuie să aibă loc întotdeauna. Eu, în general, nu prea am în minte oameni care să nu mă înțeleg bine. În sens că nu. Foarte rar într-un conflict. E foarte greu ca eu să mă irit sau să mă enervez pe cineva. În general, sunt destul de calm și, din fericire, nu a fost vreo situație, nu mi-aduc în situație în care să mă fi certat foarte tare cu un prieten sau o rudă sau. Asta e greu să răspund. Dar, desigur, cu anumiți oameni pierd legătura la un moment dat, nu pentru că a avut lor probleme, dar pentru că, mă rog, cu unii colegi de la universitate, desigur, nu mai țin legătura, pentru că așa s-a schimbat anturajul, s-a schimbat locul de muncă. Nu e ceva neapărat Greșit, rău, da. asta e, știi cum. E important să menții relații bune sau acolo unde e posibil, în sensul că asta Totuși, cel mai bun profesor este dezamăgirea, consider eu. Îți închide sufletul pentru un timp, dar îți deschide ochii pentru totdeauna. Ați simțit vreodată dezamăgirea? I-ați simțit gustul? Sigur, da, de multe ori, în multe contexte și când am ieșit, de exemplu, la universitate, încercam foarte tare să găsesc un job în industria creativă de publicitate. Nu mi-a reușit, de exemplu, eram destul de dezamăgit. Sau când, în 2009, de exemplu, când am votat prima dată la alegeri și am votat împotriva Partidului Comunist atunci și clar că când a pierdut, eu știu, forțele pro-europene, am rămas extrem de trist și dezamăgit și mă gândeam dacă. Eram foarte supărat pe mine că de ce eu trebuie așa de tare să-mi piese de politică și de țară, de ce eu n-aș putea fi mai separat de asta. Și sau au fost multe ocazii, dar iar timpul le Le vindecă tratează pe pe toate. toate, da? Chiar și în dragoste sau în chestii mai personale. O dramă care sunt oamenii care își pierd oamenii, da? Și durerea e mare, dar timpul e cel mai bun leac. E important, iarăși, ca oamenii să fie umili și mulțumiți față de ceea ce au în comparativ cu alte persoane care n-au nici atât. Da? E păcat să trăiești toată viața în tristețe sau în dezamăgire atât timp cât, mă rog, trăiești și ai ocazia să simți viața sau să călătorești sau să faci lucruri care îți plac. Iertarea, vorbim despre iertare, este un câștig personal. Nu este favoarea pe care o facem celui care ne-a rănit. Cât de ușor poate să ierte Radu Marian? Eu sunt destul de iertător. Dar ce nu ați putea ierta? Ce nu ați putea ierta? Păi, greu să spun ce nu aș putea ierta. Uitați, eu am avut noroc. Cred că am avut noroc totuși în viață, pentru că eu nu. Părinții, chiar dacă venim dintr-o familie, ok, mama e profesoară, tatăl lucrător la o tipografie, eu nu am simțit lipsa ceva și eu nu am avut, nu pot să mă compar cu alți elevi sau copii sau oameni care au trăit în momente mult mai complicate. Și eu nu am pe cine sau de ce să fiu supărat. Clar că aveam la un moment dat, când eram mai mic, anumite
satisfacție sau chiar urul față de anumiți polițieni. Chiar am foarte interesat și unii polițieni chiar așa sunt în sală aici, dar sunt mult mai în vârstă. Dar trece chestia asta, că are sens, nu poți să ți fixezi sau să pierzi timp cu asta. Mai degrabă să-ți umpli, știi cum, sufletul cu stări mai pozitive. Nu ajută, la ce ajută? Să stai și te gândești să ții ranchi în toată viața, deci nu. Nu putem ține ură pe toți trandafirii pentru că ne-a înțepat un spin, totuși. Să-ți părăsești toate visurile pentru că unul nu ți s-a împlinit sau să renunți la toate încercările pentru că una ți-a ieșuat. Ați renunțat la vreun vis neîmplinit? Că tot am vorbit acolo despre muzică. Poate? Poate fi un vis neîmplinit? Da, desigur că renunți la anumite lucruri în viață care vrei să le faci. Vreau să foarte tare să învăț franceză, vreau foarte tare să cânt la chitară, vreau... La un moment dat vreau, sigur, chiar vreau la un moment dat să-și cânt, evident, dar dai seama că sunt anumite lucruri care te pasionează mai mult. Cumva eu aș, de 5 ani m-am băgat în politică, pentru că mi-am dat seama la un moment dat că politica făcută bine este cel mai eficient mod de a schimba în bine viața a multor oameni. Sigur, poți să aduci bine în societate și fiind în afaceri și fiind într-o ONG, într-o organizație de caritate, dar atunci când ai putere de decizie și resurse și le folosești bine, este cel mai rapid mod de a schimba viața în bine oamenilor. Și spuneam mai devreme, eu nu cred că este normal ca Moldova oamenii să trăiască mai rău decât în alte țări. Noi nu ne-am născut, noi nu suntem mai puțin capabili sau inteligenți ca germanii sau elvețienii sau americani. Deci e o problemă. În general, întrebarea asta și-a pus-o mulți, de ce anumite țări sunt mai bogate ca altele. Și întrebarea nu ține, răspunsul nu ține de geografie sau de etnie sau de locație sau de climă sau de resurse naturale. Nu. Diferența între o țară bogată, prosperă și alta care nu, sunt mediul în care trăiesc oameni și sistemul, și instituțiile de stat. Și de-aia m-am băgat în politică și cumva am zis că hai acum să încerc să fac asta. Alte visuri sau idei care le-am, aș putea să le las și mai târziu, pentru că, sigur, și eu mă gândeam la un moment dat să am o carieră internațională, da? Pentru că am învățat în afara țării, și în SUA, și în Marea Britanie, desigur că puteam să rămân acolo, dar am zis că, la momentul dat, utilitatea mea cea mai mare ar fi aici în țară. Putem considera trecutul fiind o piatră, pentru că nu mai putem schimba niciodată. Viitorul putem să-l considerăm praf de stele, pentru că îl putem visa. Da. Iar sunt umanist, clasa 12. Da, da, mă pregătesc și de bac. Umanist, da, exact. Da. Iar prezentul este lut pentru că îl putem modela. Da. Anul acesta Uniunea Europeană se concentrează pe asupra tinerilor. Și obiectivul este includerea tinerilor și priorităților acestora în elaborarea politicilor viitoare, precum și organizarea unor activități dedicate tinerilor în întreaga Uniunea Europeană. Mm. Cum percepeți dumneavoastră tinerii de astăzi și cât de mult se implică tineretul în procese cheie de politici publice la nivel european, național, dar și local? În general, implicarea în Parlamentul ăsta este, cred că, cea mai tânără din istorie. Avem foarte mulți tineri acum în Parlament și deja e un pas pozitiv. În general, guvernul nostru, de multe ori, sau nu cu guvernul nostru, dar în general, autoritățile publice în Moldova, pe parcursul timpului, nu prea erau foarte proactivi și receptivi față de tineri, pentru că, în primul rând, tinerii nu prea ies la vot. Da? Întotdeauna participarea tinerilor, rata de participare era mai mică decât altor categorii sociale și atunci politicienii spunea, da, ce să eu să dedic mult timp tinerilor dacă ei nu ies la vot. Și eu cred și sper că cumva lucrurile s-au schimbat în ultimii 2 ani, da, am avut o creștere destul de serioasă la numărul a ponderii tinerilor care votează în Moldova, începând cu prezidențiale și în parlamentare. Sunt foarte mulți tineri acum în Parlament. Noi, desigur, ne implicăm direct tot ce înseamnă administrarea statului, da? Guvernul are mulți oameni tineri, deci cred că la nivel de autorități de stat și de implicare, tinerii sunt acolo, în cheie. Prezent. La nivel local, la nivel european, cum se implică tinerii roșii la nivel la poliție, la nivel european? Bun, aici e mai greu de spus. Nu știu cum se implică, dar
Este loc mai bine, dacă vorbim de implicarea tinerilor la nivel de politici europene. Sigur, mesajul nostru întotdeauna este același, e important ca tinerii să fie implicați în viața politică. Nu neapărat vorbesc, nu doar să meargă la alegeri odată în 2 ani sau în 4 ani, dar să informeze corect în știri, să scrie deputaților, politicienilor, să ceară acțiuni, să ceară rezultate și atunci cu siguranță fața guvernului și nu doar la noi, toată lumea se va întoarce și către ei mai mult decât o fac acum. Ce calități ar trebui să aibă viitorii pretendenți pentru fotoliul de deputat? Da, bună întrebare. Primul rând, să aibă umanitate în ei, să fie integri, onești, să fii profesioniști, desigur. Dar ideea e că nu neapărat profesioniști în termen de să fie experți, pentru că generalul, un deputat, rare ori este un expert în anumit domeniu. Pentru că atunci tu, noi avem zeci de legi care le votăm săptămânal și ele pot fi din foarte multe domenii, și aerian, și feroviar, și gaze naturale, și economie, și cultură, absolut. Deci, a fi profesionist înseamnă, desigur, a face bine treaba în domeniul tău, dar în același timp avea gândire critică. Și în momentul în care iei decizii, să te fii informat, să te consulți cu oameni care se pricep mai bine ca tine. Deci, cumva, chestia fundamentală pentru un om de stat bun este că el trebuie să fie umil față de propria persoană, să nu creadă că știe totul, să nu creadă că el are dreptate, să fie flexibil și să audă ce se întâmplă în jur, pentru că mai ales când atunci ești la guvernare, trebuie să ții cont de tot ce se întâmplă în jur. Și deja având informații, având resurse serioase, să iau decizii. Deci, un deputat bun și un politician bun și un om de stat bun trebuie să ia decizii pragmatic și în funcție de informațiile care vin din jurul său. Să fie empatic, înțelegător, diplomatic și cu mai puțin ego. Și cam asta e, da. În general, un deputat trebuie să reflecte un om normal. Un model. Nu, da, exact, da, nu știi cum, să nu știi cum, să nu se umfle în pene sau să-și iei, eu știu, o mașină personală, chestii sau adică, nu, mă refer că deputații au mașinile lor proprii, dar în sensul că să nu și iei șofer personal sau chestii în asta, trebuie să fii modest, să fii așa cum ai fi altfel. E un job care, mă rog, la fel ca alte joburi la medici, profesori, tu trebuie să-ți faci treaba bine. Cu siguranță că noi, tinerii, trebuie să știm, să simțim pe moment, să fim atenți la tot ceea ce ni se întâmplă, pentru că suntem conștienți că timpul, momentul nu-l putem întoarce înapoi, este unic, este irepetabil. Ultimii ani s-au făcut remarcați mai ales prin situația pandemică la nivel global, punând în pericol inclusiv procesul instructiv educativ. Dumneavoastră ați conceput și coordonat un proiect educativ 22, care a avut misiunea de a oferi acces la educație modernă online pentru toți elevii din Republica Moldova. În opinia dumneavoastră, a avut succes acest proiect, dat fiind perioada anxioasă în care ne-am pomenit cu toții? Deci eu, da, am stat la bazele acestui proiect împreună cu colegii la TEC-ul și la TIC, Asociația Companiilor TIC. Sigur, eu am plecat înainte ca proiectul efectiv să se înceapă. Cumva ne-am pregătit conceptul. Ideea era că, uite, noi vrem să oferim acces elevilor din Moldova la informații și cunoștințe și abilități care nu sunt la școală, la programare, design, antreprenoriat, inteligență artificială, etc., inteligență emoțională. Știu că s-a început deja, există câteva sute de școli care implementează proiectul acum, cursurile online. Sigur, cursurile online niciodată nu se poate să înlocuiască cu școala fizică. Eu nu sunt un adept al înlocuirii acestor lucruri. Învățatul online trebuie să fie ca o adiție, un bonus. Sigur, cred că cel mai trist lucru care s-a întâmplat în pandemie, dincolo de pierderile de vieți pe care le-am avut, și faptul că copiii nu au putut să învețe. Și noi am pierdut mult timp, luni, un an probabil, de învățare pentru copii. Și asta este unul cel mai triste lucru.
Noi trebuie să recuperăm masiv și eu cred că ne bucurăm că situația e mai bună acum și suntem optimiști că o să trecem peste pandemie, dar învățamentul online și inclusiv și proiectul ăsta poate să ajute pe ele, nu doar să recupereze ceea ce au pierdut, dar să și capte abilități care nu au putut să le capte până trecut. Pentru că trebuie să ne pregătim pentru viitor, pentru economia modernă, secolul 21, care e mult mai valoros. Sunt abilitățile de inteligență emoțională, de a coordona procese, din IT, antreprenorial. Deci noi avem nevoie de o țară cu oameni mai îndrăzneți, mai proactivi, mai antreprenoriali. Noi avem nevoie de mai mulți antreprenori, de mai multe afaceri aici în țară, care să creeze locuri de muncă. Că trebuie să scăpăm de conceptul de o economie, o societate care se învârte în jurul statului. Noi avem nevoie de o societate care se învârte în jurul inițiativei unui oamenilor, da? Și statul să fie ca cel care mediază și care stabilește regulile într-o societate și regulile să fie bune. Și să trecem de la ce am avut și să trecem mai departe spre societatea modernă, da? Asta. De câțiva ani se simte o scădere drastică a studenți, a numărului de studenți din Republica Moldova Da. care aleg să plece. În ultimii ani, peste hotarele țării, pleacă nu doar cei care au absolvit instituțiile de învățământ superior, dar și absolvenții liceelor. Unele universități atrag studenții cu o gamă variată de burse, cu o gamă variată de tehnologii, metode de predare. Acești studenți pleacă peste hotare, învață acolo, se acomodează și nu-și mai doresc să se întoarcă înapoi. În opinia dumneavoastră, care sunt motivele migrării tineretului studios și ce se întreprinde la nivel guvernamental pentru a-i convinge să rămână în Republica Moldova și să învețe, sau măcar cel puțin să se întoarcă? Da. Este întrebarea, scuze, cea mai complicată și dureroasă pe care o avem noi ca guvernare. Tinerii, oamenii pleacă în general din țară. Bun, în trecut plecau în principiu în mare parte din motive economice, că nu aveau venituri de ajuns ca și întreține familie, dar în ultima perioadă, în ultimii 5-6 ani, 7 ani, au început să plece oamenii care aveau venituri aici suficiente și tinerii inclusiv și plecau pentru că ei nu vedeau perspectivă Republica Moldova, ei nu vedeau cum lucrurile se pot îmbunătăți aici, inclusiv datorită și guvernărilor pe care le-am avut, care li s-au acordat anumită încredere și care au nu și-au îndeplinit obiectivele, dimpotrivă au făcut lucrurile mai rău. Cauzele sunt, sigur, complexe, deci economice și sociale și faptul că elevii, de exemplu, nu văd învățământ superior îndeajuns de bun ca să poată să rămână aici, pentru că eu cred că la nivel de învățământ general, noi cred că suntem binișori. Noi producem oameni de valoare în învățământul general și asta e bine. Problema mai gravă se întâmplă la nivelul învățământului superior. Noi avem aici o problemă, cu excepția, probabil, nu știu, nu vreau să dau nume, dar la 1, 2 instituții superioare, noi, calitatea este foarte, foarte mediocră. Asta e mult universitar. Și acum ce facem noi ca să, în primul rând, să menținem, asta este să menținem pe elevii care termină școala să nu plece. Deci asta este prioritatea zero. Și aici sunt mai multe măsuri. Să reformăm sistemul de învățământ superior. Nu vreau să dau detalii, dar lucrăm la asta intenția, să anunțăm câteva măsuri. Doi, la nivel de politici demografice, noi trebuie să noi ajutăm familiile tinerii, inclusiv prin măsuri fiscale. De exemplu, acum în decembrie am redus un pic povara fiscală pentru familii cu copii. Vrem să, sigur, să încurajăm femeile, în special, să ajungă mai ușor în piața muncii. Avem un proiect de lege, de exemplu, pentru a permite deschiderea creșilor la agenții economici. Deci, politicii de susținere a femeilor au un rol cheie în obiectivul nostru de a ține oameni în țară. Sigur, de a schimba modul în care instituțiile statului funcționează, de a veni cu schimbări în justiție, pentru că asta este important. Oamenii pleacă din țară inclusiv pentru că
Știu că a reuși prin propriile eforturi în Moldova este mai puțin probabil. Pentru că dacă nu ai cunoscut sau dacă nu apelezi la, sau dacă nu dai, eu știu, mită la o anumită agenție, autorizație ca să deschizi o afacere sau să faci altceva, nu prea poți să reuși. Și percepți, pentru că percepția este. Realitatea asta îi face mulți oameni să plece într-o țară în care ei cred că pot reuși prin propriul scop. În momentul în care ei vor ști că instituțiile statului nu îi încurcă, împotrivă îi ajută, sau că judecătorii sunt niște, procurorii niște, ei, desigur, șansa că ei să rămână în țară este mare. Și, în ultimul rând, economia. Vrem să aducem, investitori, să aducem capital în țara asta. E nevoie de bani în Moldova ca să construiești țara, să creezi locuri de muncă. Și datorită deschiderii pe care o avem, deja am început a început să se întâmple acest lucru. E nevoie, deci, patru chestii: oportunități economice, sistem de învățământ superior, în special, performant și bun, susținerea femeilor și, desigur, politicile demografice, să încurajăm familiile, nu doar că să mărească familiile, dar și să rămână aici acasă. Cam asta ar fi. Am înțeles. Noi, tinerii acestor timpuri de anxietate, de pandemie, mai nou de război, vrem să visăm, vrem să iubim, vrem să trăim în pace, liberi, alături de cei dragi nouă. Nu vrem să ni se fure răsăritul soarelui, să fim lăsați să zburăm și nu vrem să ni se fure nici fiorul dragostei. În contextul războiului din țara vecină, cum s-au implicat tinerii, dar în general țara noastră, în ajutorarea celor care fug de această urgie? Da, războiul din Ucraina, sigur, e o tragedie pentru toată Europa. Să ataci o țară, așa, pur și simplu, mi se pare un gest barbaric. Și, desigur, a fost un șoc pentru toată lumea, chiar dacă erau discuții că se întâmplă, dar oricum, chiar și așa a fost un șoc. Guvernul, desigur, cumva avea scena, planul bine pregătit, imediat a setat acele. Deci, obiectivul țării noastre acum este să ajutăm pe refugiații ucraineni, pe ucrainenii care fug de război, caută refugiu. Moldova deja a devenit o destinație de liniște, de pace, de refugiu. Asta este obiectivul nostru ca țară. Și noi am rămas, desigur, copleșiți de deschiderea, de bunătatea extraordinară a tinerilor și a moldovenilor care imediat au venit cu ajutoare, cu provizii, cu suport pentru a transporta refugiații la centrele de cazare. Deci, cumva, guvernul era pregătit să cu locuri de cazare, cu provizii, cu alimente. Deja era pregătit. Și ce ne-a copleșit pe noi, într-adevăr, este volumul incredibil de ajutor care mi-a de la oameni. Și a devenit greu să administrăm acest ajutor. Știți cum? Cumva este dovada faptului că moldovenii sunt efectiv oameni cu inimă deschisă și care sunt gata să ajute, să-și ajute vecinii, frații. Și asta nu poate decât să ne bucure și să ne dea un motiv de optimism că noi o să fie bine. Și Moldova o să fie bine. Și Moldova este sigur să fie pentru ucraineni și pentru moldoveni. Și da, asta a fost un semnal bun pentru noi toți ca societate, că noi suntem bine. De ce se mai poartă războaie? Adică când cu toții cunoaștem despre distrugerile, consecințele cauzate de ele în trecut și dacă poate educația să oprească războaiele? Da, din nou, este un șoc că acest lucru se mai poate întâmpla încă în secolul 21. Cred că motivul este că oamenii, cei care au început acest război, au cumva ignoră lecțiile istoriei, ignoră realitatea, efectiv, și creează propria realitate despre cum funcționează lucrurile. Întrebarea este cum astfel de oameni ajung la putere. Aici e chestiunea. Și, desigur, ce poate face educația este, în primul rând, toți elevii să învețe să fie foarte mult pus accent pe istorie și cum a fost în general, ce s-a întâmplat cu 70 de ani în urmă sau cu mult timp în urmă, pentru că
Desigur, până la acest război cu Ucraina, Europa a trecut printr-o perioadă fără precedent de pace. Și asta s-a datorat anumitor lecții pe care le-au învățat atunci politicienii. Mai bine să facem comerț, să ne înțelegem bine decât să facem război. Dar tinerii elevii trebuie să învețe ororile, să știe ororile în care au trecut bunii noștri. Asta este cel mai important, momentul în care ei cunosc ce au fost atunci, cu siguranță o să fie mai puțin probabil să, mă rog, inclusiv oameni când ajung maturi să voteze politicieni sau lideri care au discurs agresiv, xenofob, naționalist. Asta este rolul educației, să ne învețe ce a fost, să ne învețe lecțiile istoriei și să ne învețe să consumăm informații corecte, veridice și să nu cădem pradă extremismului și naționalismului și tot felul de discursul de ură față de anumite națiuni sau etnie sau popor. Toți suntem oameni și, în general, trebuie să facem un pas în spate, să gândim că ce înseamnă omenire, în general. Pentru că noi suntem pe o planetă și aici noi suntem consumați de certuri, de conflicte, dar dacă te duci la 1 milion de kilometri în spațiu, o să vezi că Pământul e un punct mic, în rest e nimicnii, e zero și atunci, mult la mai în glumă, să ne rezumim serios, dacă ar fi un extraterestru s-ar uita la noi de departe, să zic, țara asta așa, sau planeta asta așa mică și oamenii au Nu pot încă timp împărți. să războiască. Deci, cumva, scopul este, obiectivul major al nostru ca societate, ca umanitate, este să înțelegem, să fim solidari ca omenire, da? Cumva, să construim o identitate globală de umanitate, de pacifism în toată lumea, nu doar la noi sau în Ucraina sau în Rusia. În contextul când ne-am căptușit cu modele false, cu modelul omului care știe să se descurce ușor, care știe să facă bani, cumva ne-am pierdut moralitatea, manierele și educația. Am pierdut nu burghezia materială, dar noblețea spirituală. Iarăși foarte frumos. Care ar fi mesajul deputatului Radu Marian adresat tinerilor? Bun, eu cred că nu trebuie să fim pesimiști. În general, lumea a devenit mult mai bună, eu cred că decât era, repet, cu 70 de ani în urmă sau cu 100 de ani în urmă sau cu 400 de ani în urmă. Noi progresăm ca societate. Chiar și Moldova a progresat, oricum a progresat. Eu cred că fiecare generație spune că înainte era mai bine. Și părinții noștri fix așa spuneau, sau bunei. Deci, mesajul meu pentru tineri este, în primul rând, să-și construiască aici, în viitor, acasă, să se bucure de viața atât cât pot, să fie optimiști. Fiecare om are un rol în societate. Bine poți face prin tare multe metode. Și fiecare tânăr îndemn să se gândească ce ar putea face el bine pentru comunitatea lui și cum ar putea el să fie un cetățean bun, responsabil. Asta, chiar și în aceste momente de conflict, de război, e important să ne păstrăm calm, optimismul și doar așa o să ieșim cu bine. Bine. Care este sloganul după care se ghidează deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Radu Marian? Da, grea întrebare. În general, pentru mine, un cuvânt cheie a fost întotdeauna curiozitatea. Întotdeauna eram foarte curios de ce se întâmplă în jurul meu. Citeam foarte mult enciclopedie, filozofie, istorie, economie, relații internaționale și toate astea asta m-a făcut foarte interesat de ce înseamnă dezvoltarea societății, dezvoltarea economică. Și dorința asta de a cunoaște mai mult m-a ajutat mult în viață. Inclusiv să ajung în funcția care am ajuns, să obțin bursele peste hotare, să obțin anumite capacități de viziune, de liderism și îndemn pe toți elevii și tinerii să se bucure de amalgamul de cunoștințe care îl pot obține absolut gratuit.
pentru că își dea seama că noi, generația noastră, de fapt, noi cel mai norocoasă din istorie, da? Deci noi avem acces la informații prin YouTube, prin Wikipedia, prin Instagram, prin... Ok, mai puțin Instagram. În general, avem acces la informații instant, la care părinții noștri, sau unii, doar puteau visa. Noi putem să ne învățăm lucruri de pe online, cum să programăm, cum să facem inginerie, arhitectură mult mai ușor decât o făceau. Să ne bucurăm de generația asta, de perioada în care lucrăm. Și asta o să ajute mulți pe toți, să ajute pe tineri să ajungă unde vor. Deci cumva asta e lucru care m-a ghidat foarte mult, să încerc să cunosc cât mai mult și să-mi dau seama de ignoranța mea proprie. Să-mi dau seama că eu nu știu tare mult, indiferent de cât de mult aș citi. Asta e cumva o chestiune care m-a format, cred că asta. Domnule Marian, vă mulțumesc pentru că am modelat împreună amintiri și momente de care îmi voi aduce aminte cu mare drag, pentru că acolo unde sufletul a călătorit în frumos, amintirile rămân pentru totdeauna, pot să spun. Foarte frumos, aveți deci, un talent nebănuit la exprimare, vă felicit. Și totuși, dacă suntem trecători prin timp, prin viață, prin sufletele oamenilor, să trecem frumos. Într-o dăinuire, dăruire și vă mulțumesc pentru timp prețios și pentru frumos. Da, și multă pace. Succes, multă pace. Pace pentru Ucraina.